Bine v-am găsit, voi face etalarea pentru vineri 7 mai. Deci Totauri, o instituție, vă trimite un răspuns ceva legat de o schimbare sau se produce o schimbare în această instituție. Poate este locul unde lucrați, schimbarea poate să fie legată de o regină de cupe. O femeie cu un aspect perac poate să vină să vă aducă această schimbare, luna ascendentul zodie rac, și vă pune pe gânduri, vă simțiți captivi, ați aflat de această schimbare în această instituție sau de schimbarea care vă cere această instituție și am zice că trebuie să vă găsiți niște soluții. Puteți să le găsiți dacă vă liniștiți și căutați calmi, veți găsi aceste soluții. Pentru gemeni, gemenii încearcă să se bucure, dar au gânduri negre. Bucuria lor este legată de un început nou într-o relație sau poate la un loc de muncă nou, ceva nou, deci un aspect nou, dar am spune că gândurile negre le aveți legate de o judecată, de dreptatea. Poate fi vorba de un proces, de un răspuns, dar voi totuși sperați și vă bucurați poate și de o călătorie, de o locuință nouă, este ceva nou pentru voi. Acest as de bâte este ceva nou, ceva care va aduce bucurie, dar în același timp aveți și gânduri negre legate de un răspuns. În schimb, racii speră să aibă noroc, dar au un obstacol în față și am putea spune că este într-un moment destul de dificil, probleme de sănătate sau chiar probleme cu anumite persoane, aveți acest aspect de sabie, 10 de spade. 10 de spade arată un moment dificil și totuși încercați să luați o schimbare, o schimbare care să depindă numai de voința voastră. Este ca un fel de talisman al norocului această schimbare, fiindcă poate să vă aducă un aspect benefic. Lei, o alegere pentru un final, un sfat, cineva vă dă un sfat că trebuie să faceți o alegere. Acest sfat este destul de, să zicem, bine gândit. Voi trebuie în această alegere să vă gândiți în primul rând la ce este posibil, pentru că Venus împărăteasa spune că dacă vă doriți ce este posibil, este ca și împlinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Iar sfatul este legat și de o încheiere. Ceva se va încheia pentru voi în viața voastră, ceva se va încheia. Deci este un final acesta. Poate fi vorba de un loc de muncă, poate fi vorba de o afacere unde aveți nevoie și de un sfat pentru a face o alegere. Pentru fecioare, fecioarele au noutăți, noutăți care vă aduc așa o stare de beatitudine, de fericire, dar și noutățile par să vină de la o femeie. O femeie care este din trecutul vostru, așa am putea spune, fie că e copilărie, fie că e tinerețe sau o persoană pe care ați cunoscut-o în timp, cu timp în urmă, deci cumva este din trecutul vostru și vă dă starea aceasta de fericire, de beatitudine, de noutăți pe care le primiți legate de ea. Pentru
balanțe, o soluție pe care o găsiți pentru a rezolva o problemă cu un paj de cupe, o persoană care poate fi foarte tânără și, să zicem, afectată de o relație, de... și legat și de un copil. Deci această soluție trebuie să o găsiți. Poate fi chiar vorba de acest copil, pajul de cupe, fiindcă întotdeauna pajul de cupe este o persoană foarte tânără, unde trebuie să faceți o alegere. O alegere între două variante. Nu este, să zicem, o alegere pe care puteți să o amânați. Trebuie să faceți această alegere. Scorpionii au o scrisoare care nu va aduce nimic bine. Din contră, cineva poate în această scrisoare vă spune lucruri grele, lucruri pe care va trebui pe urmă să le înapoiați și voi, adică cam tot ce aveați de spus, tot ceea ce considerați negativ la cealaltă persoană. E vorba și de un contract aici, poate fi vorba de o asociere sau de o relație, de un contract, poate fi și o căsătorie, unde totuși ați încercat foarte multe, dar nu ați reușit să faceți ceea ce v-ați dorit. Vă uitați în față și vă gândiți că puteți lăsa totul în urmă și să priviți spre viitor. Săgetătorii, o problemă legată de un accident, dar poate fi și o problemă de sănătate, care vă impune să cheltuiți niște bani. Și am zice că aveți aici și această secrete care sunt legate de o schimbare pe care vreți să o luați, o schimbare care să vă ducă spre ape limpezi, o schimbare care să fie benefică pentru voi. Acesta ar fi ziua de vineri, dar aveți aici, așa cum am spus, și acest accident care va duce pierderi, pierdeți niște bani. Capricornul, legat de o casă, voi spera să rezolvați ceva, comunicați foarte bine cu cineva, este o comunicare pe internet legat de această casă, dar totuși speranța voastră este, am zice, vă dezamăgește cu un 8 de pentagrame, unde aveți o contestare și unde de fapt o să vă treziți că nu reprezintă mare lucru ceea ce ați făcut sau ce ați obținut. Pentru vărsătorii au soarele, dar și gânduri, deci fericire lângă un paj de bâte. Poate fi vorba de o femeie mai tânără, o femeie care își dorește călătorii, lucruri neașteptate, dar aveți și gânduri legate de un rege de spade. Poate fi vorba un procuror, un judecător, un polițist, care poate să vină să vă controleze sau să vă sancționeze. Deci acestea sunt gândurile negre, am zice, dar și fericirea legată de această persoană tânără. Pești, vă doriți o ancorare într-o creativitate care să vă aducă o reușită socială. Dar această reușită socială este sub semnul greșelilor, sub semnul pasiunii, sub semnul imprudențelor,
și mai ales a unui capricorn care poate să vă influențeze, poate să încerce să vă aducă în puterea lui. Berbecii, un călător, vă dă o veste legată de sănătate. Călătorul poate să fie, deci, să aducă, să zicem, un aspect puțin de șansă pe care vreți să o luați. Șansă care, de altfel, este sub semnul lui Saturn, care vă deschide această prăpastie în față, deci nu puteți avea speranțe decât la bunăvoința cerului. Iar problema de sănătate s-ar părea că poate să fie rezolvată prin, sau mai bine zis, chiar vă este creată de un prinț de spade, un aspect pe gemeni, o persoană care este foarte aprigă, o persoană care vă creează probleme, acest prinț de spade. Eu vă doresc numai bine.